Care un lucru extraordinar. Gândiți-vă că toată medicina este numai pe la nivel de ADN. Dincolo de. Încă n-am pătruns. Noi suntem încă la faza medicinii moleculare. Dincolo. Unde sunt modelele primordiale, arhetipurile, acolo unde este sursa, originea tuturor lucrurilor, noi încă n-am pătruns. Asta înseamnă că va fi nevoie de o altă știință. Va fi nevoie ca medicina să meargă la o altă prelungire. Și o să discutăm și unde ne duce medicina. Vreau să trec în revistă experiența morții clinice rapid, care ne spun un lucru extraordinar. Noi nu suntem doar o ființă fizică, suntem o entitate spirituală care și-a construit un corp fizic. Venim aici pentru a îndeplini experiența condiției noastre fizice. Nu există moarte, este doar o transcendere a conștiinței noastre din planul fizic în planul spiritual. Așadar, avem un corp fizic și un corp spiritual. Corpul fizic corespunde lumii noastre terestre și corpul spiritual corespunde universului spiritual care este non-fizic, non-gravitațional, este invizibil. Din fizica cuantică știm că materia are dublă ipostază, aceea de undă și de corpuscul. Mai mult, știm astăzi faptul că prin conștiință ne implicăm în crearea propriei realități. Că din infinitatea de posibilități aflate în câmpul cuantic, noi activăm, obiectivăm pe aceea care este funcție de capacitatea mea de a interpreta, de educație, informația de care dispun și lucru cel mai grav, de interesele pe care le am. Așadar, când vedeți la televiziune două grupări, albă și neagră, dreapta și stânga, veți vedea că discută despre aceeași lucru în termen total contrar. Cum? Eu am întrebat pe toți profesorii mei de neurologie. Domnilor, din punct de vedere neurofiziologic avem exact același mecanism. Cum cu același mecanism strict, că patru ioni care fac schimbul membranei neuronale și care îmi dau gândirea? Cum cu patru ioni eu pot să discut în atâtea mii de feluri? De ce? Pentru că avem interese diferite. Și cu asta am spus enorm de mult. Ce înseamnă asta? Vom vedea. Așadar, ajungem la creier. Aș vrea să te las puțin. Iată, asta este o rețea neuronală, mai departe. Uite, se vorbește despre, din 1992 încoace, vorbim despre posibilitatea ca neuronii să se refacă. Până atunci noi eram tributari de concepții aceea a fixității neuronilor, ne naștem cu număr de neuroni, pierdem de-a lungul vieții atât cât pierdem și alții nu ne apar. Ei bine, uite un lucru care mi se pare extraordinar. Din celulele STEM, care sunt două nișe, aici sunt pereții ventriculari, celulele gliale se așează ca un pod și celulele STEM de aici. Deci celulele STEM sunt celulele nediferențiate, care pot deveni neuron, pot deveni astrocit, glie, etc. Iată, ce lucruri formidabile se petrec în creierul nostru. Celula STEM se rostogolește pe acest pod făcut de celule gliale până în bulbul olfactiv. În bulbul olfactiv, dintr-o sută de celule, 50 devin neuroni, se întorc înapoi și refac leziunea din creier. De cazul e că se refac acele zone alterate extrem de mici. Știți cum e asta? Ca la, eu fac o comparație cu ciorapul, remaierea ciorapului. La un ciorap remaiat, dacă are spărtură mult prea mare, nu mai poate fi remaia, dar dacă este una mică, se poate țese. Așa se întâmplă la creierul nostru. Aici este hipocampul, cel care e cu suportul memoriei și celulele astea care le vedeți dumneavoastră devin, iată, le cresc, devin neuroni. Mai departe. Uite cum învățăm. Superbă imagine, am prin seanse mii. Uite, acesta este creierul. Aici presupunem că învățăm. Un om învață limba chineză, dar poate să învețe matematică. Ei bine, se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, orice noțiune, orice idee, își formează o rețea neuronală proprie. Cu alte cuvinte, știm în clipa de față, creierul este o masă maleabilă, modelabilă în funcție de ceea ce gândim. Avem o modelare anatomică, o modelare biochimică. Dacă un copil îl ții într-un mediu subcult, creierul lui se modelează pe această informație și să ne mirăm
ce fel de exprimare și manifestare va avea mai târziu. Dacă un copil invers este crescut într-un mediu cu atenție, cu informație utilă, acel copil își formează creierul în maniera asta. Pentru că ce se întâmplă? Când se formează noi rețele neuronale, o parte din sinapse, deci din conexiunea neuronilor vechi, dispar, se formează altele noi. Nu vă puteți imagina ce mobil este creierul. De la 4 minute la 4 ore se formează o nouă conexiune, o nouă sinapsă. Sinapsa este o formațiune cu două niveluri, doi pereți, pre- și postsinaptic și cu complexitate, cum vă puteți imagina. Adică vreau să spun prin asta că elemente structurale extrem de complexe se formează în câteva minute. Noi astăzi știți că după ce mâncați în câte ore, ceea ce mâncați devine proprie substanță, într-un minut și într-o oră doar se pregătește să fie trimis în zona respectivă. Este în noi un mister, cum nu vă puteți imagina. Miliarde de celule mor zilnic și miliarde de celule se nasc. Pentru că avem în noi mai multe celule decât stele în galaxie. Așadar, aici avem rețeaua neuronală și aici formarea de noi neuroni. Deci, în momentul în care gândim, activăm noi rețele neuronale, formăm noi rețele neuronale și noi neuroni. Asta se cheamă neurogeneză, neuroplasticitate. E mai puțin important din punctul ăsta de vedere, este important din punctul ăsta de vedere. Important este că să știm ce factori determină întreținerea unui creier. Păi, noi ne formăm noi neuroni și noi rețele dacă nu ne supunem stresului, fricii, depresiei, dacă nu urâm, dacă nu suntem invidioși, dacă facem mișcare cel puțin o jumătate de oră pe zi, dacă învățăm continuu. Creierul este ca și mușchi. Nu-l folosim, se atrofiază. Dincolo de o serie întreagă de factori poluanți care distrug. Sunt mecanisme pe care le știu foarte bine astăzi, cum anxietatea și stresul pe căi biochimice pot să distrugă neuronii și lucrurile astea sunt extrem de importante pentru că în clipa de față știți foarte bine Alzheimerul este una din bolile care fac ravage. Când eu făceam neurologie, era unul din 20, acum unul din 6 și se crede că unul din 2 va muri cu Alzheimer. De ce? Pentru că stresul acționează enorm de mult și poluarea. Poluarea pe care, iată, cum se ceartă politicieni de pildă aceste păduri. Domnilor, trebuie să-i trimite la clasa 5-a. Eu acolo am învățat botanică. Și am învățat așa. Pădurea menține echilibrul climatic. Pădurea dă oxigen. Deci necesitatea de oxigen este de 3%. Am ajuns deja la 18% pentru că pădurea, terra este despuiată sub 30%. Vom muri prin anoxie. Pădurea absoarbe în primul rând tot dioxidul de carbon și poluarea. Păi în momentul în care noi chelim toți munții ăștia și totul nu va fi decât o jale a plângerii, o vale a plângerii, cine să ne dea oxigen? Cine să absorbe toate gazele care intră în atmosferă? Pădurea nu este proprietatea unui ins. Pădurea este proprietatea planetei, pentru că grație acestei păduri, vegetații, noi trăim. Trebuie să spunem cuiva lucrul ăsta, este greu de înțeles. Se învață în clasa 5-a. Cum să facem noi? Să gândim la toți câte o carte de botanică. Asta am învățat eu în clasa 5-a, dar nu țin minte, vă asigur. Uitați-vă la Grecia și Italia. Munții ăștia golași. Așa au fost. Au fost împăduriți, au tăiat lemnul ca să-și facă vase, flotă, că asta era arma lor. Și iată, ați fost la Efes. Tot muntele ăla de acolo a depus tot mâluri tăind pădurile și Efesul, care era un oraș de marmură, a rămas la 5 km distanță de mare și a murit. Pentru că nu mai era porc. Așa se întâmplă cu tot ceea ce facem noi. Este necesar să înțelegem odată că omul este frate cu pământul, că pământul este o ființă vie, că copacii, vegetația, plantele sunt vii și că toate aceste lucruri formează o unitate biologică cu noi. Dacă asta nu pricepem, atunci să ne plângem. Așadar, există trei structuri care sunt sensibile la tot ceea ce se întâmplă nou, la stres. Discutând despre creier și de modul când gândim, iată, există o dublă semnificație a cuvintelor. Există o semnificație pozitivă, asta înseamnă iubire, apreciere, compasiune și o semnificație negativă, ura. Sunt două sentimente contrarii
polaritatea, este iubirea pe care, în experiența noastră, le comentăm, le-a arătat că este un sentiment rege, dacă vreți, și nu pot să nu mă gândesc la Iisus, care a promovat iubirea ca fiind imperativul absolut al învățăturii Lui, și nu pot să nu, să nu realizez că El spunea asta cu 2000 de ani și iată, vin Glenn Ryan la Institutul Lumii din California și arată că prin expunerea unei sușe de ADN la distanță de individul care a, de la care s-a recoltat această sușă, cantitate, vreau să-i spunem, de ADN, la care ADN-ul are o expresie extraordinar de benefică. Deci, dacă supui un individ al cărui ADN-ul este trimis într-un laborator, dacă îl supunem la un film în care îl vede și scene pozitive care îl animă și scene negative care din contrivă îl sperie, atunci constatăm că ADN-ul lui la scenele de groază se contractă și din potrivă se relaxează la scenele, la scenele în care el este bine dispus. Și s-a constatat că sunt două sentimente. Dacă individul este indiferent, ADN-ul rămâne indiferent, dar dacă individul se manifestă prin sentimente de iubire, de dragoste, de afecțiune, este reacția cea mai mare și pozitivă a ADN-ului. Și iată, venind după 2000 de ani, să confirmăm ceea ce Iisus ne spune acum 2000 de ani. Și atunci mă întreb, este Iisus anacronic? Este El depășit de timp? Iisus mai aduce un lucru extraordinar, sentimentul iertării. Păi iubirea înseamnă unire, înseamnă pace. Iertarea înseamnă vindecarea unei boli. Ce înseamnă neiertarea? Păi în momentul în care un program patologic rămâne imprimat, se imprimă în ADN-ul nostru, el este sursa bolii. Este așa de adevărat încât există spuneri de genul acesta. Vrei să-ți vindeci boala asta? Împacă-te cu vecinul. Adică, ștergeți resentimentele care se înscriu în chimia ta. Trebuie să spunem, să înțelegem că fiecare cuvânt nu este o... Asta am învățat noi la școală, aberam, că gândirea este o expresie abstractă a unui substrat material concret creier. Nu! Gândul, cuvântul, emoția, sentimentele sunt câmpuri de energie pe care creierul le emite, care sunt modulate în semnale lingvistice, în simboluri lingvistice. Eu când vorbesc, vorbesc cu niște câmpuri. Aceste câmpuri au o dublă finalitate. Ele influențează în funcție de semnificația lui pozitivă sau negativă. Dacă este negativă, evident, înseamnă boală, Alzheimer, cancer și tot ce vreți. Dacă este pozitivă, înseamnă din potrivă, longevitate, sănătate. E bine, acest câmp, fiind un câmp fizic, are capacitate de propagare. Se propagă în spațiu și atunci el are impact asupra altor creiere care sunt pe aceeași lungime de undă cu cel care le-a emis. Și a treia destinație este Universul. Are un efect distorsionant pentru Univers. Sigur că dau să spun asta, ce legătură am eu cu Universul? Enormă! Enormă! Știm astăzi că prin conștiința, așa zis, globală, concepte elaborate de către Institutul Inimii din California, noi putem să obținem o serie întreagă de efecte la nivel cosmic. Vă dau câteva exemple. Unu, în vindecări. Bolnav asupra cărora cineva a stat și a gândit în sensul vindecării, a obținut cu o medicație de 2 ori mai redusă și de 5 ori timpul măsurat mai redus vindecarea. Într-o seară, în timpul războiului din Irak, au reușit 700 de oameni să oprească bombardamentul din Irak. A s-a contramandat. Se spune că orașul cu cea mai mare criminalitate este Washington, deși nu s-a părut un oraș liniștit. În 94, luna iunie și iulie, peste 800 de oameni s-au concentrat să reducă gradul de criminalitate. S-a reușit să se reducă cu 25%. Aceeași minte globală poate să influențeze fenomene meteorologice, poate să influențeze ploaia. Aceste lucruri le-am experimentat. Dar, cum să vă spun, dacă nu te interesezi de ele, dacă lucrurile nu te interesează, parcă nu există. Mă întorc la ADN-ul. V-aș ruga să mergeți mai departe. Uite, aici este creierul, mai departe. Acolo e un lucru interesant. Între creier și periferie este un dialog continuu. Creierul acela aparține într-un individ care și-a pierdut mâinile într-o explozie. Și se vede cum marea mâinilor
care numai primea informația din periferie, a luat impulsul de la o altă arie, în așa fel încât să mențină dialogul. Peste 6 luni i s-au transplantat mâinile acestui tânăr și imediat aria din creier a revenit la loc. Ceea ce mi se pare că este un lucru formidabil. Pentru aceea nu sunt adeptul întâmplării. Toate aceste lucruri se întâmplă prin legile naturii, prin legile creierului și nu se întâmplă ca întâmplare. Nu este o întâmplare, este o lege care permite creierul să adapteze. Așa și biologia nu este o întâmplare. Biologia este de fapt o lege. Și că fiecare ființă conține în sine, am scris inteligența materială acest lucru, fiecare celulă conține în sine acea capacitate de a se adapta mediului. Nu Darwin ar trebui să fie pus pe piedestal, ci Lamarck. Pentru că iată, astăzi suntem în era epigeneticii în care o serie întreagă de factori controlează genomul. Controlează activitatea genetică. Și spuneam despre cuvinte care au un efect asupra genomului. Deci ceea ce gândim din lumina conștiinței trece în subconștient și via ADN-ului devine materie fizică. Informația se transformă în materie fizică. Ceea ce spunem se transformă în celulele noastre. Mintea se transformă în corpul nostru. De aceea este extrem de important ce gândim și cum gândim. Sper că am fost suficient de înțeles pentru a putea să formulăm câteva concluzii. Am spus așa, că avem argumente astăzi suficiente oferite de noua știință care pledează pentru nevoia stringentă de o nouă spiritualitate, de o nouă gândire, în acord cu adevărul despre noi și cu legea fundamentală a Universului venită să scoată lumea din impasul în care se află. Trebuie să spun că creierul uman respectă o lege etică în funcționalitatea lui. Am deschis-o în 2008. Adică, tot ceea ce are o notație negativă prelucrează într-o are diferită de cele pozitive.